După o săptămână de modele, de exemple și de provocări, dacă am putea rămâne cu gândul acesta că viața noastră este autentificată și valorificată de relația și legătura noastră cu Domnul Isus Hristos, atunci eu cred că am ajunge la un punct unde Dumnezeu ar putea să lucreze în viața noastră întâlnirea cu Duhul Sfânt într-o măsură a ploii târzii. Dacă ne-ar fi dor de Domnul Isus Hristos în felul acesta, dacă am avea perspectiva vieții noastre, așa ar fi extraordinar. Ăsta este gândul cu care aș dori să încheiem practic. Întâlnirea noastră de o săptămână. Acesta e gândul cu care aș dori să rămână tinerii după o asemenea săptămână. Și acum, pentru a justifica importanța acestui gând, rămân și eu alături de Ezechiel la textul acela care unește împreună trei persoane. Vă amintiți? Zice Noe, Daniel, și Iov. E, e un buchet în toată sinteza credinței care este imensă. Apostolul Pavel uh, pune la dispoziția noastră Evrei capitolul 11 și este o listă de bărbații ai credinței. Din toată lista aceasta, Ezechiel pune deoparte trei. Noe, Daniel și Iov. Să citim textul ca să intrăm în atmosferă. Fiul omului. Deci, Ezechiel 14, 13 și 14. Când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, voi trimite foamea și dacă voi nimici oamenii și vitele, Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, noi, Daniel și Iov, nu și-ar mântui decât sufletul lor. Despre ce e vorba? Că e înfricoșător. Despre ce e vorba? Ce se întâmplă aici? Despre ce vorbește Dumnezeu? Ascultare sau neascultare, dar de ce... Dar de ce, eu știu, momentul ăsta are nevoie de trei oameni? Ce moment este? În așa fel încât Dumnezeu face trimitere la trei oameni. Încercare, mulțumesc. Mai putem adăuga ceva? Este un moment de judecată. Este un moment de judecată. Judecata unei țări. Cam așa arată judecata unei țări. Acum, repede de tot, pentru ca să înțelegem cum gândește Dumnezeu. În Evrei 11, acolo unde este lista asta de bărbați despre care am vorbit, se vorbește despre noi care înștiința de Dumnezeu, despre lucruri care nu se vedeau. Și plin de o teamă sfântă, spune versetul 7, a făcut un chivot, adică corabia, da? Corabia care are simbolul acesta al prezenței lui Dumnezeu, un chivot, ca să-și scape viața. Și prin el, adică prin noi, fiți atenți, prin noi, a osândit lumea Dumnezeu a osândit o lume întreagă printr-un singur om, într-un proces de judecată. Deci în procesul judecății, datorită unui singur om, o omenire întreagă a fost condamnată, datorită faptului că Noe căpătase neprihănirea prin credință, spune versetul. Deci Noe era neprihănit. Câte vreme ai un om neprihănit pe pământul acesta, în cadrul judecății lui Dumnezeu, toată lumea este comparată cu acel om. Toată lumea e comparată cu acel om. Și dacă el este neprihănit și ceilalți nu sunt neprihăniți, atunci Dumnezeu are autoritatea de a cere și a pretinde neprihănire față de toți oamenii. Și ca urmare, cei ce nu sunt neprihăniți sunt o osândiți. Spun lucrul acesta pentru că noi trăim în timpul judecății, așa este? Noi vorbim despre lucrul acesta, dar s-ar putea întâmpla ca noi să nu înțelegem în realitate ce timp trăim. Noi trăim un timp în care Dumnezeu, Dumnezeu caută oameni neprihăniți pentru ca să stea de partea Lui, în timp ce o lume întreagă, vrea să înnăbușe adevărul și neprihănirea prin nelegiuirea lor. Pe de o parte, păcatul se înmulțește, iar pe de cealaltă parte, neprihănirea devine din ce în ce mai importantă. Neprihănirea e importantă. Dumnezeu caută această neprihănire și o caută în biserica lui și o caută peste tot. Caută neprihănirea. Interesant este că nu caută neprihănirea unui om, ci caută neprihănirea pe care el a dat-o Adică, noi nu suntem neprihăniți datorită faptului că reușim să producem noi neprihănire prin faptele noastre. De ce suntem neprihăniți noi? Pentru că ne-a dat-o el și după ce ne-a dat-o el, întrebarea este ce faci cu neprihănirea? Și astfel, aceasta caută Dumnezeu. Dumnezeu caută să vadă ce face ființa umană cu neprihănirea Lui. Iar poziția noastră, ce facem noi cu neprihănirea lui Isus Hristos în timpul acesta, este elementul care judecă toată lumea. Pentru că Dumnezeu a dat o hotărâre de neprihănire care dă viața pentru toți oamenii și cu hotărârea asta de neprihănire, neprihănire unii își unii aduc laudă lui Dumnezeu, iar ceilalți o calcă sub picioarele lor este un act de revoltă împotriva neprihănirii lui Dumnezeu la nivel de lume și este un act de proslăvire a lui Dumnezeu la nivel de biserică. Toată ființa umană, toată istoria umană este pusă față în față cu neprihănirea lui Dumnezeu. Dar față în față cu neprihănirea lui Dumnezeu, lumea se comportă în două feluri total diferite. Unii aduc slavă lui Dumnezeu și își însușesc neprihănirea lui Dumnezeu, ceilalți îl ponegresc pe Dumnezeu și luptă împotriva neprihănirii sale, stând de partea omului fără de lege. Asta este cumva ceea ce Sfânta Scriptură ne spune. Și mă întorc din nou, de ce noi, Daniel și Iov? Haideți puțin scurt să vedem caracterele lor ce caracter avea Noe. Așa spune. Noe era un om neprihănit. Noe umbla cu Dumnezeu. Punct. Geneza. Era neprihănit. Umbla cu Dumnezeu. În fiecare zi. În ce perioadă? Într-o perioadă în care toată lumea, toată omenirea nu mai umbla cu Dumnezeu. Textul spune că gândurile lor erau numai spre rău. În timp ce se întâmpla treaba asta, omenirea păcătuia din ce în ce mai mult, un om umbla din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. Distanța între cei doi este enormă. Distanța între cele două modele, distanța între cei doi poli. Unu. Doi. Daniel. Ce caracter avea Daniel? Vă amintiți? Există, există în cartea lui Daniel o, o anume calificare, o anume calitate pe care i o atribuie Dumnezeu. Mulțumesc! Daniel, om prea iubit și scump. Vă rog să observați din nou, nu Daniel vorbește asta despre sine. Dumnezeu îi spune... Tu știi cum ești evaluat la nivelul Tatălui din cer? Știi cum te vede Tatăl? Cum? Ești prea iubitul lui. În ce timp? Numele lui Daniel înseamnă Domnul este judecătorul meu. Wow. Domnul este judecătorul meu. Dumnezeu judecase, Dumnezeu judecase Iuda, Dumnezeu judecase Ierusalimul, Dumnezeu făcuse una cu pământul poporul său, dar rămăsese legat de Daniel. Apropo, noi în ce perioadă trăim? Noi, azi. Suntem. suntem cum, care este titlul acestei perioade profetice? Am, am, început cu Efes și terminăm cu la care tâlmăcit înseamnă poporul judecății lui Dumnezeu. Vă rog să observați, Daniel era Dumnezeul meu judecă. Eu sunt astăzi în cadrul poporului judecății lui Dumnezeu. Ce fel de caracter ar trebui să am? Lui Daniel i-a spus, ești om preobit și scum. cum ar trebui să-mi spună? Fraților, suntem sub vremi de mari privilegii. Dumnezeu este dispus să împărtășească cu poporul său uh, calificative care nu există pe pământul acesta. Calificative cerești când Dumnezeu îți spune ești prea iubit și scump și ești prea iubit nu de pământeni, de țața afloară ești prea iubit, ești scump înaintea lui Dumnezeu, Tatălui Ceresc. Este extraordinar. Al treilea, Iov. Care era caracterul lui Iov? Vă amintiți? Fără prihană și fără curat la suflet. Nu este nimeni ca el. Vă rog să observați că Dumnezeu compara încă de pe vremea lui Iov, o lume întreagă cu Iov și spune, nu este nimeni ca Iov. Asta este ideea de judecată. Din nou, cei doi poli, Iov și lumea întreagă. Vă puteți imagina de ce Satan a vrut atât de mult să-l șteargă de pe Pământ pe Iov? Că dacă l-ar șterge de pe Pământ pe Iov, ce s-ar întâmpla? cu cine l-ar mai, mai încurca Dumnezeu? Cu cine l-ar mai provoca Dumnezeu? Cu cine ar mai compara Dumnezeu toată lumea? La vremea respectivă, Iisus Hristos nu venise. Domnul Iisus Hristos nu venise. Iov era absolut necesar din punct de vedere al comparației. După ce a venit Domnul Iisus Hristos, cu cine e comparată lumea? doar cu Domnul Isus Hristos. După venirea Domnului Isus Hristos, valorile, valorile se se, 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 schimbă total. Dar și în timpul lui Iov, Dumnezeu compare într-un proces de judecată. Și și după Iov, Domnul Isus Hristos rămâne ca și valoare pentru judecata lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc ultima parte a acestui capitol. În ultima parte a capitolului 14, Dumnezeu răstoarnă puțin raționamentul. Și e important să vedeți cum și să vedem împreună cum gândește Dumnezeu. Dar de la versetul 19, deci 14 cu 19 din Ezechiel. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, să nimicesc oamenii și vitele și ar fi mijlocul ei, noi, Daniel, Iov, pe viața mea, n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, totuși, versetul 21. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foameta, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, numai puțin, mă opresc la 22. Ce spusese până acum? Ce se întâmplă? Ce a spus înainte? A spus, n-ar scăpa nimeni. Acum, fiți atenți ce spune. Deci, chiar dacă am trimis toate aceste patru, versetul 22, tot va fi o rămășiță care va scăpa aici. Care va ieși din el, și anume fi și fice. Iată, aceștia vor veni la el, le, ve le veți vedea purtarea și faptele, și vă va mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia, care le veți, fi le veți vedea purtarea și faptele, și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ceea ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Și apare aici ideea unei rămășițe. Vreau să vă întreb biserica asta în care suntem noi, în mod foarte interesant și-a asumat titlul de rămășiță, e corect? Noi vorbim despre noi ca rămășiță, așa este? Vreau să întreb acum, cum ar trebui să fie rămășița asta care va fi salvată din prăpăd? Cum ar trebui să fie ca și caracter? Da? Noe, Daniel și Iov. Mi se dă făgăduința că nu știu de unde, frații mei, dar Dumnezeu are în biserica asta oameni ca Iov, ca Daniel și ca Noe. Este extraordinar. La sfârșitul acestei săptămâni vă invit să trăim ca acești oameni. Să fim acești oameni. Să fim legați de Dumnezeu în felul acesta. Daniel a trecut prin groapa cu lei și a fost judecat. Așa este? De ce a închis Dumnezeu gurile leilor? Mă puteți ajuta? Răspunsul e simplu. Pentru că asta e rezultatul judecății. Judecata Închide gurile leilor. Noe a trăit un potop. Cum de nu s-a spart corabia care n-avea nici măcar cârmă, care n-avea decât o fereastră sus, de ce? De ce nu s-a spart? De ce nu s-a spart? De ce nu s-a sfărâmat corabia? Pentru că era judecata lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu a hotărât ca corabia aceea să fie chivot. Iov. De ce n-a mers lepra bubonică până la capăt să-l nimicească? Din ce cauză? De ce nu i-a dat Dumnezeu voie să meargă mai departe? Și a zis de viața lui să nu te atingi. Din ce cauză? Pentru că totul avea loc în cadrul unei judecății. Totul. Și de fiecare dată. Când Dumnezeu judecă o lume sau Dumnezeu judecă poporul său, de fiecare dată Dumnezeu judecă spre mântuire. Dumnezeu judecă să mântuiască. Dumnezeu judecă să salveze. Mă opresc aici. La sfârșitul acestei săptămâni de rugăciune. Trăind ca la Odiceea sub... Judecata lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu că judecata lui aduce mântuire. Și pentru că judecata lui aduce mântuire, vă invit pe fiecare dintre noi să ne schimbăm astăzi numele. Vă rog frumos, alegeți. Aveți trei opțiuni. Trei. Noe. Daniel și eu. Alegeți, alegeți unul dintre ei. În după amiază aceasta, vă rog frumos, schimbați numele. Și de acum încolo, gândiți-vă că Dumnezeu vă strigă pe un alt nume, pe un alt model, nu pe modelul vechi. Ăsta e secretul nașterii din nou. Amin.